Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgență Buzău, Claudiu Damian, situația a devenit critică în ultimele săptămâni, odată cu creșterea numărului de infectări. Paturile de la UPU, ATI infecțioase, PNF și secțiile tampon de la spitalul din Micro-14 s-au ocupat rapid, ajungându-se în situația de a ține câte 5-6 ambulanțe în curte, cu pacienții înăuntru. Containerele din curtea spitalului sunt și ele pline, în timp ce alți suspecți de COVID staționează în UPU, în așteptare rezultatului de la DSP. Să ne spuneți de câtă vreme stați aici? Eu doar ce am ajuns, dar urmează, avem de așteptat. Aveți pacient COVID? Da. De regulă cam cât se stă? Păi depinde situația, cum cât care sunt la minore, care sunt la majore, în funcție de asta. Puteți să stă și 10 ore, și 11, și 3, și 4. Acum, asta este. Și în timpul acesta cu pacienții non-COVID, ce se întâmplă? Care au nevoie de ambulanță? Cam stau în așteptare, cred. Dacă nu avem ambulanțe disponibile, vă dați seama. Practic, de acțiunile dumneavoastră depind foarte multe vieți, iar faptul că acum sunteți blocați, cum așa vă este. Face să vă simțiți? Pe noi cum să ne simțim, vă dați seama. Asta e situația în țară și... pe tabletă, că avem de pe tabletă aici. De la 9 și 20 de minute. Adică? Adică de o oră și ceva. Aveți pacient COVID? Da, da. Colegii noastre cât stau de obicei? 7, 8 ore, 6 ore, 5 ore, depinde de zi. Să poate sta o oră, să poate sta și 10 ore. Da. În timpul acesta cu pacienții non-COVID, ce se întâmplă? Știm doar ce ține de noi atât, restul nu știm. E grea așteptarea asta când se știe că de acțiunile dumneavoastră depind și alte vieți. Bineînțeles, că e nevoie de ambulanță și alte cazuri care sunt mult mai urgente, unde e urgență adevărată, nu să stăm pe post de container, cum suntem la ora actuală. Directorul spitalului spune că situația este fără precedent. Un număr mare de confirmări s-a înregistrat și în vara anului trecut, însă diferența este că acum cei mai mulți pacienți sunt dependenți de oxigen. Diferența între vârful din august, anul trecut, când am avut un număr mare de COVID, procentul celor care aveau nevoie de oxigen era foarte mic. Exemplu, dacă dintr-o 100 pacienți COVID care veneau anul trecut, 10 dacă aveau nevoie de oxigen, și gândiți-vă că prima dată am avut 4 paturi la ATI și erau pline și nu erau pline, acum avem 14 paturi care sunt de luni de zile pline, iar acum, făcând analogie, 100 de pacienți care vin acum, aproape 60-70% 60-70 dintre ei au nevoie de oxigen. Deci situația nu este roză. Managerul spitalului spune că întreg personalul este epuizat și face un apel la responsabilitate. Ce vreau să transmit prin intermediul dumneavoastră? Avem nevoie de unitate, avem nevoie, știm că suntem toți epuizați, suntem cu nervii la pământ. Nu e ușor să stai în izolare, în carantină, în toate formele de restricții, dar, așa cum am spus la început, nu este o glumă. Este ceva dramatic. După părerea mea, nu o să fie așa ușor în următoarele săptămâni. Va fi destul de dificil și de greu. În timp ce echipajele sunt ținute pe loc pentru că nu au unde lăsa pacienții, au loc alte urgențe, accidente rutiere sau de muncă, iar pacienții în stare critică trebuie să aștepte, deoarece serviciul de ambulanță nu are mașini libere.